șoc. Da, nu știu dacă auziți bărbați, starurile de la Hollywood, iată că au trecut și ele prin momente dificile în viață. Ei bine? Șoc. Asta zici tu? Da. Șoc. După divorțul de Andreea e Marie, vorba de Tunjai, Tunjai a fost văzut în compania cui? Dar și ce-i făcea? El, bine că nu-i de râs, că hai na, hai paparații e așa de grav? L-au filmat pe Tunjai într-o... ipostază? Da, hai oarecum să zicem controversată. Oarecum, haideți să vedem. Mai vin o dragă pe la mine. Tunja Iostiurcă a fost tare invidiată de paparații Wowbiz.ro, care în timp ce-l filmau și-ar fi dorit și ei un asemenea tratament în cabinetul său între două domnișoare frumoase. Tu știi, eu încă te aștept aici. Una asistenta lui și cealaltă o masează tare pricepută se pare. Turcul și-a făcut treaba în timp ce avea parte de un masaj capilar. Sandra, asistenta lui Tunjai, își făcea antrenamentul de seară pe stepper în imediată apropierea celor doi. Turcul pare foarte conectat la laptop și la ce are de făcut, iar masajul pe care îl primește vine ca o mână cerească parcă. Ceasul arată ora 10, iar activitățile de seară sunt departe de a se fi terminat. Asistenta arde calorii în continuu, nici domnișoara care se ocupă cu masajul pare că nu obosește. Tunjai este oricum cel mai câștigat, nu doar că s-a ales cu o freză nouă, dar relaxarea profundă îl face să zâmbească larg. Când și-a terminat treaba, domnișoara cu masajul a părăsit clinica singură. În urma ei au rămas cei doi. După câteva zeci de minute, Tunjai și Sandra au plecat și ei. Împreună, asistenta schimbată de hainele de antrenament. S-au oprit câteva secunde în fața ușii, au schimbat câteva vorbe și foarte zâmbitori au mers înspre mașină. Relaxați și destul de apropiați, au povestit până când au ajuns la mașină, iar Sandra a așteptat că Tunjai să mute mașina pentru că n-avea loc. Sandra, zâmbitoare, a așteptat până când Tunjai a tras mașina și i s-a alăturat pe scaunul din dreapta. Apoi s-a produs cel mai neașteptat gest. Tunjai i-a luat mâna asistentei lui și a sărutat-o. Da, imaginile vorbesc de la sine. Pentru a nu exista niciun dubiu, mai privim încă o dată. Și încă o dată. Tunjai îi ia mâna Sandrei și o sărută. Apoi pornesc amândoi la plimbare prin oraș. Au ajuns la blocul în care Tunjai și fosta soție aveau un apartament împreună. Turcul l-a urcat în casă, iar Sandra l-a așteptat în mașină. S-au întors apoi la cabinet, acolo unde Tunjai și locuiește. El a coborât din mașină și a plecat acasă. Sandra a coborât și ea și au luat zâmbitor rămas bun, iar blondina i-a luat locul la volan. Nu este prima dată când Tunjai și Sandra au fost filmați împreună de paparații Wowbiz.ro. Inițial, blondina i-a condus mașina atunci când el a rămas fără permis, iar ulterior au fost văzuți din ce în ce mai des împreună. Ba la mall, ba la cumpărături, ba la film. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Tunjai i-a infirmat însă orice idee a unei presupuse relații, ba chiar a spus că Sandra are un iubit și a dezmințit faptul că au mers la film împreună. Mai vin o dragă pe la mine. It was the entrance of the shopping mall. Actually, this was the starting of everything, that we were with her boyfriend, with Sandra, with their friends from England together, we were eating. And after we go outside, in this photo, I publish also the photo, you can see on the back her boyfriend. But they blurred his face. After I put the photos of his boyfriend also, you can see and you can check. Actually, we were all together. But because I didn't have driving license, she let me home after she come back and she continued with me. So this is starting of everything. I don't know, I cannot accuse the journalist. Of course, they didn't know he was her boyfriend. But we were a group together. And the boyfriend, you can think about the boyfriend's empathy. Thanks God, we are all together and he trusts
and there was no clue about this one. But you should think about them also. Her grandfather, his grandfather, her grandfather. She went to hospital in the first day because of this problem. În lumina noilor evenimente, ne întrebăm cât de personală este relația dintre Tunjai și Sandra, asistenta lui. Eroinele mele, pentru că, iată, într-adevăr, este răsfățat acolo, numai fete în clinica respectivă. Da, dar numai una e asistenta lui. Da, dar eu i-am dat un telefon, așa ca la carte, cum se face, ca să îi obțin un punct de vedere. Așa. Și mi-a zis foarte simplu, a, da, păi eu pup mâinile fețelor tuturor, adică n-am nicio... Cum? E, nu, așa de pupăcios e... Da, mi-a spus că în special în zilele care... Da, Emilia dacă știe, ți-a pupat mâna. Nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte, dar știi ce mi-a mai zis? Da. Că el pupă mâinile domnișoarelor, în special în zilele în care încheie afaceri foarte bune. Deci, probabil a fost o zi foarte bună pentru el. Da, vom vedea, timpul ne va lămuri în ce măsură pupatul ăsta de mâini înseamnă mai mult sau nu. Doamnelor și domnilor, sunt convins că, mă rog, colegii noștri au și alte surprize pentru dumneavoastră. Rămâneți alături de noi.